Salut, Ioane! Cum e treaba? Să trăiești, domnul inginer! Sănătate! Sănătate! Ce văd numai cocoasă, mă! Păi, așa se lucră. Păi așa se lucră, dar uite că eu am învățat la facultate de inginerie agrar, mă, că ai fi mai productiv dacă ai folosit două odată. Ce zici tu de asta? Să mai mecanizăm un pic agricultura asta. În loc de o breazdă, să tragi două brezde, știi, cu o cosă în stânga, o cosă în dreapta. Și atunci vezi că o să fii un pic mai productiv, mă. Putem încerca, domnul inginer. Încerc, mai ai o cosă? Mai am. Ia acolo. Ia, hai, să vedem cum. Ia de furt. Azi zici că te-ai furt cu două coase, două brezi deodată, da? Încercăm. Bine, mă, Ioane, știam că pot avea încredere în tine. Uite, eu îți dau asta, îmi pune jos în sat și revin să văd cum mere treaba. Bine. Ai grijă să nu te tai, da? Bine, domnule. No. Spor la lucru, sănătate. Doamne ajută. Ai grijă. Cum mere cu două coase, Ioane, ce zici? Bugăi e greu, domnul inginer, da? Dar nu e imposibil, nu? Văd că uite câte brezde ai tras duble aici, a? Se poate, se poate. Bă, uite la ce m-am mai gândit, eu ți-am adus și o greblă, să mai mecanizăm un pic agricultura asta. Bă, ce-ar fi că, știi, cu un braț să tragi o breazdă, cu celălalt braț altă breazdă și să-ți legi o greblă așa pe spate. Și tu ce cosăști? Să te tragi după tine, să tot aduni, știi? Și atunci faci 3 în 1, mă, și nu mai trebuie să lucri atâta. Ce zici? Încercăm să vedem voi. Încercăm, domnul inginer. Da, aia e șeful. Eu-s dar, bă, dar vezi ce faine idei îmi vin. Hai să vedem cum e. Să vedem cum e și apoi eu mă duc acolo jos la bar să mă răcuresc cum tic și apoi vin mai încolo să văd cum te descurci. Așa, no. Spor la treaba, să nu-mi rup grebla, că e al lui vecinul și al amândoi, da? Așa. Să nu te tai. No, spor la treabă. Mulțam. Hai că ne vedem mai încolo. Spor la lucru. Mulțam. Stai, oprește-te un pic, Ioane, oprește-te. Da, uite că am revenit. Cum te descurci? Merge de-aș cu grebla și cu două coase? Am până mai obișnuit. No, bună treabă. Până mai obișnuit, la mele. Bă, fii atent, am văd că ai două coase și ai și o greblă, mă. Fii atent la ce m-am mai gândit, mă. No, stai, domn inginer, știi ce? Stai, că... La câtă minte ai mi-e tanca? No, dar ce? Nu lasă. Că mi-e tanca, mi pune un felinar pe măciucă să lucru un schimb de noapte. Da, și zi-mi cum e după operația de laringită, cum te simți? Bine, domn doctor, bine, n-am nicio treabă, nu, ea nu mai e inflamat, nu mă mai doare, nu, foarte, deci, foarte bine. Altă problemă am, domnul doctor. Da, spune. Știți că, nu, m-ați operat și bine și... Da. Înainte să mă operez eu, când meream la baie, la peșucu. Așa. Sărea jetul de mine de... Sărea. Și acum nu ai? Acum așa, sigură numai. Da, am uitat să zic, în timpul operației, când erai anesteziat, adormit, ți-am scos și un rinic, așa. Hai de mie, domn doctor, dar ce domnul e fer? Cu beteac? Ce-o? Nu, a fost perfect sănătos, numai că știi că aveam eu o obligație. Bună ziua, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Viața la Țărani. Ne aflăm în Chiuzbaia, județul Maramureș, aici unde am observat, plimbându-ne așa pe o goare, pe dealurile înflorite, am observat o gospodărie foarte simpatică nouă și l-am văzut aici pe acest domn, nu-i așa, care muncește de zor și cu seară. Bună ziua, Vade, bună ziua! De la televiziune suntem, dacă ne puteți răspunde la două, trei întrebări, nu ne-am supărat. Dar cum nu?
No, vă rog frumos să ne spuneți nouă, că am văzut că aveți aici gospodăria asta mare. Cum vă descurcați dumneavoastră cu gospodăria și ce faceți dumneavoastră în calitate de țăran din câmpul muncii, cât e o zi de lungă? Da, păi, domnul dragă, cum să spui dumneata, eu trebuie să mă ajut dimineața pe la vreo 5, ai bem un par de ouă de pălincă, așa bă în început, după care mergem și rânim la animale, da, la galiță, la porci, la pui, la toate animalele, da, după ce gătăm cu animalele, mai dăm iară vreo 2-3 pari de pălincă, da, după care ne ducem în câmp. Mergem la cosât, ou la sapă, ou la ce e făcut în câmp. Acolo, pe la vreo 10-11, mai bem iară vreo 2-3 pari de pălincă, mai mâncăm o slană, după ce gătăm cu slana, mai bem 2-3 pari de pălincă. Bade, opriți-vă, vă rog, un pic, numai un pic, tăiați. Nu se poate așa. Bade, hai să facem altfel. Uite, la noi la emisiune o să se uite foarte mult tineret și asta e o emisiune, cum să zic, o emisiune cu scop educativ. Nu puteți să spuneți că beți pahar de pălincă, că o să zic oamenii că instigăm tineretul în a bea alcool. Așa că ziceți și dumneavoastră în loc de pălincă altceva, dacă vă rog eu frumos. Adică, cum ar fi așa să citesc o carte, o da, ceva... Da, ziceți, udați florele în grădină, citiți o carte în loc de bea un par de pălincă. Bine, hai că reluăm să fie bine. Acțiune, motor, merge. Spuneți-ne, vă rog frumos, dragă domnule, ce faceți dumneavoastră în gospodărie cât e o zi de lungă? Apoi, domnul reporter, cum să vă spun dumneavoastră, noi ne trezăm așa pe la 4-5 dimineață. Primul lucru și primul lucru, citim o carte. Citim o carte, după care mergem și dăm la animale de mâncare, după care rânim la animale, curățăm tot gunoiul, scoatem la galiță, scoatem tot gunoiul afară. Iar după aceea mai citim o carte, două. După care mergem așa încetuc, ne ducem către câmp. Depinde ce e lucru, că e de săpat, ori e de cosât, ori de sămânat. Ce faceți acolo pe câmp, de fapt, nu e așa? După aceea, când ajungem acolo pe la ora 10-11, trebuie să mâncăm. Mâncăm ce pune femeia de mâncare, scoatem din ăla o slană, o ceapă, o lovim așa cu pumnul, dăm cu pumnul mie, mâncăm o ceapă, după care citim vreo 2-3 cărți. Și ne apucăm iară de lucru. Când e gata lucru, coale pe la 5-6. Eu bănuiesc că vă luați și vă duceți ca tot omul acasă la culcare după o zi întreagă de lucru. Nu e așa? După ce e gata lucru, ne punem toate sculele, ne adunăm toate sculele și mai citim 2-3 cărți. Și după care vă duceți acasă la culcare să vă odihniți, nu? Nu, după care ne ducem la bibliotecă. Acolo la bibliotecă ne întâlnim cu toți aceștia care lecturează grozav. Cititorii satului. Toți citesc grozav, numai romane de acele. Bine, și cât stați acolo la bibliotecă, ca să înțeleagă și păi, stăm așa vreo 2-3 ceasuri la bibliotecă, acolo citim vreo 2-3-4-5 cărți. După care vă luați că se închide și vă duceți acasă la familie, la Nu. Dar ce faceți după aia? Nu, după care ne luăm cu tăți și ne ducem la Văsălica din capătul satului, că ăsta are tipografie. Salut, doctore! Salut, doctore! Ce faci? Că mă duc la spital. Mă duc, că-s de gardă. Tu ce faci? Lasă-mă. Încăzi. De ce ești încăzi? Vă l-am operat fier pe unul de ficat. S-a murit de inimă, mă. Pe masă? Pe masă, s-a murit de inimă. Bă, eu nu știu cum face să mă, dar eu pe care îl operez e ficat. E ficat, moare, mă. Domnilor doctor, bine v-am găsit, salutare! O, sănătate, să trăiești, ce faci, cum ești cu sănătatea? Bine, e? Bine, foarte bine, mulțumesc! Nevasta, cum e? Păi bine, dar, cum să zic,
Stai să vă explic, că i-am luat acum vreo două săptămâni o pereche de cercei cu diamante. Nu știu de ce. De atunci nu mai vorbește cu mine. Nu, mă, dar de ce? Păi da, așa ne-a fost înțelegerea. Nu, no, e bun. E bine, e bun. E bine, mulțumim. Bună idee, e notat, da? Da. Chiar am vrut să te întreb cum e cu supozitorile alea ce ți le-am dat pentru insomnie. Foarte bine, atâta-s de bine că nici n-apuc să scot degetul.